pentru Universitatea Craiova, Havnar Boltfelag din insulele Feroe. Să-l urmărim pe Craioveanu, pătrundere energică și de data aceasta se acordă 11 metri. Părerea mea că s-a acordat în compensație. Ia să vedem această reluare. Nu cred că a fost 11 metri. În fine, important este că în preajma balonului se află Craioveanu. 1-0! Minutul 1 și 35 de secunde al reprizei secunde. Giga Craioveanu, după ce a trimis de două ori mingea în bară, reușește să-l învingă pe portarul Leo Johansson. Golul a înfrânt rezistența înverșunată a feroezilor, care în prima repriză reușiseră să păstreze neschimbată tabela de marcaj. Firesc, au venit și celelalte goluri, 2-0 după centrarea perfectă a lui Cristescu și lovitura de cap a lui Gane. Sunt acești feroezi, chiar dacă primul lor campionat național a avut loc în 1942, acțiune frumoasă a lui Cristian Vasc, Ionel Gane! 3-0! Acțiune de mare spectacol a lui Cristian Vasc, finalizată cu precizie de Ionel Gane, care se află la cel de-al doilea său gol în această partidă. Iată-l acum pe Călin! 4-0! Bravo, Aurel Augustin Călin! Acțiune personală finalizată cu un șut cu piciorul stâng în colțul lung, imparabil pentru Leo Johansson. Un nume care, iată, se face din ce în ce mai des, din ce mai des auzit în 11-le craiovean, acest Aurel Augustin Călin, numărul 10, care în acest meci a încercat și iată, a reușit să suplinească pe stângă, pe Ovidiu Stângă, frumoasă această reluare de la nivelul sorului. Călin Augustin, vă spuneam, a debutat în ediția trecută de campionat sub comanda lui